Cum a fost primit filmul Bacalaureat în România și în comparație cu reacția din România, cum ce v-au spus spaniolii și străinii despre acest film? Mi se pare că există un nivel accesibil în film, ceea ce pentru mine e bine și nu e jignitor. Un nivel care a permis fiecăruia să se raporteze un pic la propriile lui probleme văzând filmul ăsta. La propriile lui probleme legate, nu știu, de identitate, legate de soluții individuale și de soluții colective în societatea românească de astăzi, la educație, la compromis, la corupția pe care o simțim cu toții, dar și la lucruri foarte personale, de alt nivel. În Italia, care e primul mare teritoriu în care am arătat filmul, recepția a fost foarte bună. De la numărul de oameni care au venit să vadă filmul, avem mai mulți spectatori în Italia decât am avut în România. Deci au venit mai mult de 80.000 de spectatori în Italia, ceea ce e colosal pentru un film de calibru ăsta. Și până la recepția publică, am avut așa o senzație că filmul nu e local. Și de fapt asta e senzația pe care am peste tot pe unde arătăm filmul. Că filmul reușește, vorbind despre o problemă locală și fiind un film destul de personal, să atingă un nivel de înțelegere care vorbește spectatorilor în bună măsură în toate țările în care l-am prezentat, cel puțin până acum. Este tema filmului într-o oarecare linie cu un sentiment, să zicem, care funcționează, sau, mă rog, o gândire în subconștientul colectiv al societății, nu neapărat românești, că lucrurile nu merg bine? Într-o măsură este, dar într-o măsură este pentru că eu cum fac un film încerc cumva să citez un model pe care îl văd alături de mine ca fiind destul de răspândit și de valabil și constat că trăim într-o societate astăzi în care e multă deprimare și multă dezamăgire și îți pui problema de unde vine chestia asta și îți pui problema dacă poți să faci ceva și cum e situația acestui film, nu știu, eu cred că mult din frustrarea pe care simțim noi față de societatea noastră de astăzi și în special față de cea din România vine de la faptul că gradul nostru de progres și de schimbări pe care l-am făcut nu e cel pe care îl așteptam. Și nu este, trebuie să spunem lucrul ăsta. În ciuda progresului pe care l-am făcut în ultimii ani, ne așteptam altundeva să fim, dacă ne raportăm înapoi la momentul 89. Și sigur că astăzi lucrurile se pun mai apăsat și mai grav pentru oameni de vârsta mea, pentru că dintr-o dată nu mai e vorba despre noi. Noi ne-am luat deciziile pe care ni le-am luat, am schimbat ce am putut să schimbăm, suntem astăzi unii mai bine, alții mai puțin bine, unii au decis să rămână, alții să plece. Întrebarea e ce se întâmplă cu copiii mai departe. Și întotdeauna cred că întrebările care te afectează cel mai mult în viață se referă la copii. Ce se va întâmpla cu copiii ăștia? Ce îi încurajăm să facă? Să rămână și să încerce să schimbe ce se poate schimba, cu riscul de a aduce o viață la fel de imprecisă cum am avut și noi, sau încercăm să-i încurajăm într-un mod mult mai egoist să plece și să fie fericiți altundeva dacă pot și au posibilitatea asta. Nu știu care e cel mai bun răspuns, însă ce mi-e limpede e că fiecare societate are soarta pe care, nu știu, cetățenii ei o merită în funcție de implicarea lor socială. În linia asta, sentimentul de frustrare față de societate, se regăsesc și foarte multe manifestații care au avut loc după tragedia din Clubul Colectiv din București. În ce măsură v-au impresionat acele evenimente pe dumneavoastră ca regizor și prin prisma acestui film? M-au impresionat în primul rând ca om, ca persoană. Cum să nu te impresioneze când atât de mulți oameni tineri mor dintr-o asemenea prostie. Deci oamenii puteau să aibă o soartă mai bună, iar accidentul ăla vorbește despre o grămadă de lucruri. Adică nu întâmplător a provocat aceste tulburări sociale, nu întâmplător a fost asociat cu corupția. Vorbește despre un lucru foarte, foarte tragic din societatea noastră și anume despre faptul că, nu știu cum să zic, ai atâtea zile cât ți-a dat Dumnezeu. Societatea nu te ajută din calea afară. Lucrurile sunt rău organizate și ignori lucrul ăsta, că sunt rău organizate până în momentul în care intervine un accident, un pericol. Acest accident cu colectivul nu e singular. Dacă ne gândim la presa românească din ultimii ani, ne aducem aminte că avem o suită întreagă de relatări despre accidentul de avion din Apuseni, despre cel de elicopter din Dobrogea, despre o grămadă de lucruri. Dacă citești istoria presei românești în ultimii ani, este istoria unor catastrofe care se întâmplă dintr-o incapacitate de a organiza lucrurile mai bine. Noi suntem întotdeauna surprinși
Și, cum să zic, sunt lucruri mai mărunte uneori, dar de cele mai multe ori suntem surprinși în chestiuni fundamentale, care costă vieți. Și atunci, la sfârșit, mi se pare că ăsta devine un subiect foarte important. Cât de ancorați social suntem, cât de mult ne implicăm încercând să rezolvăm problemele astea. Nu sunt niște probleme mărunte, sunt niște probleme colosal de importante pentru că trăim în societatea aia și copiii noștri trăiesc în societatea aia și e cazul să încercăm să facem ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că dacă nu e un cost colosal. Despre ce fel de examen este vorba în acest film? Examen e titlul spaniol, dar e vorba despre deciziile pe care le iei în viață și despre consecințele lor și despre răspunderea pe care trebuie să o asumi. Filmul nu poartă niște judecăți dintre astea de valoare pe care să mi le fi impus eu asupra situației și asupra personajului. Filmul nici măcar nu spune compromisul e un lucru rău în viață. Filmul încearcă să-ți explice că uneori compromisul e o formulă de supraviețuire într-o societate imprecisă și care nu și-a rezolvat încă problemele. Dar mai departe eu sper că filmul zice povestea unor oameni și o spune respectând un lucru important legat de cinematograf, o anume complexitatea vieții pe care eu încerc să o observ și să o preiau și să o aduc pe ecran, cu speranța că la sfârșit vezi în film povestea altcuiva, dar cumva filmul vorbește despre tine și despre problemele pe care le ai tu în viață și ideal ai să înțelegi ceva mai mult despre felul în care poți să le gestionezi urmări în filmă. Ar trebui să trezească conștiințe, tema filmului, să provoace polemică, controversă în spațiu public, poate nu doar din România. Știi cum e, poți să provoci atâtea crize de conștiință pe cât e pregătit cel care vede filmul, mai mult de atâta nu poți să speri. Deci poți să provoci crize de conștiință doar celui care mai e viu pe dinăuntru. Și din perspectiva asta, filmul vorbește despre o anume nevoie de onestitate, vorbește despre nevoia asta din când în când de a te scruta foarte necruțător într-un fel de oglindă a vieții tale și de a înțelege dacă toate deciziile pe care le-ai luat au fost bune, juste sau nu și de a-ți asuma un fel de răspundere a lor. Filmul nu-ți spune că există soluții bune sau rele într-o situație anume, ci că doar că fiecare lucru pe care îl decizi va avea o consecință pe termen lung. Asta e tot. Și trebuie să-ți asumi. Și vine o vârstă la care te uiți în urmă la deciziile tale, te întrebi dacă ești sau nu fericit și îți pui problema dacă nivelul tău de fericire și de mulțumire socială nu e legat de propriile tale decizii. Pentru că s-a zis foarte mult că e un film despre corupție și e ceva interesant legat de corupție, că întotdeauna ne referim la corupție ca aparținând altora. Niciodată nu ne includem pe noi în judecata asta. Deși uneori cred că suntem complet complici acestei corupții dacă n-am făcut nimic să o combatem. Și nu înțelegi niciodată în viață că un lucru pe care nu l-ai combătut la timp se va întoarce și se va infiltra undeva în situațiile vieții tale și vei fi pus, ca în situația asta din film, să iei decizii atunci când e foarte târziu, când nu mai ai nicio soluție clară, simplă, morală, etică și curată, pentru că lucrurile se amestecă. Și, în general, filmul încearcă să investigheze care e soluția pentru generația următoare. Pentru că avem așa întotdeauna tendința asta de a pune multe speranțe pe generația următoare, dar uneori speranțele astea nu sunt foarte raționale. De ce ne așteptăm că cei mai tineri decât noi să fie mai plini de valori umaniste, să le respecte mai bine decât noi, să fie mai etici, dacă noi înșine suntem cei care i-am educat și i-am educat în același fel în care am fost noi înșine educați? Trebuie să pășim un pic în afara acestui cerc ca să putem spera că, nu știu, viitorul va fi un pic diferit. Cum vă simțiți astăzi ca regizor să zicem, la mijlocul carierei dumneavoastră, care nu este lipsită de succese? Și ce sfat ați da unui tânăr cineast care pornește acum ca să învețe din greșelile dumneavoastră, să spun? În primul rând, e greu să mă raportez la cariera mea și nu, niciun caz nu aș spune că sunt la jumătate. Habar n-am. Mă rog după fiecare film să fiu capabil să mai fac măcar un film în care să cred și o iau așa, film după film. Cum mă simt? Mă simt foarte preocupat, dar în același și destul de nesigur, pentru că pe măsură ce avansez în profesia asta, avansez și în viață cumva și de fapt gândurile pe care le am sunt rare ori ca profesionist sau ca regizor. E un amestec și
Sunt destul de preocupat de felul în care arată lumea în general astăzi și de felul în care pare că o să arate viitorul nostru imediat. Sunt preocupat din perspectivă personală, dar și din perspectiva copiilor. Și atunci lucrurile astea se reflectă în filmele pe care le fac. E foarte greu să dau sfatul cuiva care vrea să se apuce să facă asta acum. Singurul sfat valabil e că nu există o singură cale de a face chestia asta. Fiecare își găsește calea lui. Asta e calea care mi s-a potrivit mie să fac lucrurile așa cum se făcea odată, să merg la școală, să fac școala de cinema, să fac scurtmetraje și după aia să fac lungmetraje. Dar astăzi trăim într-o epocă în care unele din etapele astea pot fi sărite. Trăim într-o epocă în care dacă cu adevărat simți că vrei să spui ceva, e foarte simplu să faci un film. Nu e ca pe vremea noastră când făceam filme pe peliculă și cu aparatură complicată. Deci cred că fiecare dintre cei tineri preocupați de cinema ar trebui să facă două, trei lucruri, să vadă filme, să fie sigur că au ceva de zis, să-și urmeze pornirea asta, dar să nu uite că cel mai important lucru în viață e să trăiești propria viață, nu să faci neapărat filme. Dacă trăiești viața, ai să ai și ceva de povestit.